Autofan cu Dan Vardie la Europa FM. Dan Vardie, președintele jurului european Autobest și președinte APIA România în studio. Salut, Dan, mă bucur să ne reîntâlnim în sfârșit în studio. Am scăpat și de telefon și de Skype. Da, da, de data asta, Radu, te salut. Îi salut și pe European FM. Avem lucruri foarte interesante să le spunem în premieră absolută. Da, pentru că Dan s-a întors recent din Strasbourg, acolo unde a avut loc gala Autobest. Cine au fost câștigătorii ediției și ce mai spune lumea bună din industrie, Dan? Au fost, Radu, o grămadă de somități ale industriei. Așa cum știi foarte bine, la Autobest, întotdeauna cam tot ce e creme de la creme în industrie cam vine la acest eveniment, pentru că oameni buni, așa mici cum ne vedeți pe noi ăștia în România, aici s-a născut Autobest, în România, pe malul Dâmboviței, cum îmi place mie să o spun, acum 22 de ani. E bine, a devenit această gală Oscarul industriei motoring media la nivel mondial. Singura, de altfel, că au mai fost și alte în America, până în Europa chiar, dar au dispărut rând pe rând și nu numai din cauza pandemiei. Ce e important de spus că au fost acolo câteva nume grele, pe care am să-i și citez dacă am timp pe parcursul discuției cu Radu. A fost Alejandro Agag, care este noul Bernie Ecclestone al motorsportului mondial. El este cel care a fondat, proprietarul Formulei E, formula de mașinilor electrice. Practic sunt niște mașini de Formula 1, numai că sunt cu motoare electrice. Pe urmă, este și proprietarul lui Xtreme și o să revin cu niște noi inițiative pe care le-a luat. A fost acolo Matt Rimac, care este noul Elon Musk al Europei, oameni buni. Și că a luat și un premiu. Și care a devenit membru în Man Best în galeria de Hall of Famer. Alejandro a primit un premiu Sport Best. Este premiul celor mai reprezentativi oameni, celor mai interesante lucruri care se întâmplă în sportul cu motor. A fost acolo, bineînțeles, Denis Levot, președintele Dacia, pentru că el a luat marele premiu, Pininfarina, Walter de Silva, în fine, multă lume bună. Ralph Speth, fostul președinte al lui profesor, doctor, Sir Ralph Speth, al lui Jaguar Land Rover, care e un vechi prieten și vine cu mare plăcere. A fost acolo, în fine, Nick Rogers, unul din cei mai mari ingineri din lume. By the way, a fost Michael Klinger, care este părintele sistemului MBUX Hyperscreen de la Mercedes. E vorba, oameni buni, de acel ecran uriaș de la EQS, de la Mercedes EQS, care parcă zici că ești la cinematograf când te sui în mașina aia. E o nouă chiar, modă, da. Chiar părintele. A fost chiar și părintele lui Renault Megane E-Tech. Omul care a gândit, este inginerul care a gândit, chief engineer Renault, programe electrice, un om mare de tot în economia lui Renault și a Europei în general. Deci, lume, multă lume bună. Acum, au fost multe premii, bineînțeles că noi dăm vreo 7-8 premii. Scena a fost spectaculoasă pentru că am făcut o fuziune între conceptul Autobest și Palais Royal, care este al treilea cabaret al Franței. E inimaginabil că într-un sătuc din Alsacea numit Kirviler, chiar lângă Strasbourg, există un cabaret. V-am urmărit și eu pe Instagram, au fost postate niște story-uri cu spectacolul dintre momente extrem de reușit. E pe site-ul nostru, e deja toată înregistrarea pe rog, pe YouTube. Noi facem acum niște decupaje astfel încât fiecare om care se duce pe autobest.org să poată vedea, vreau să-l văd pe, nu știu, Agag, vreau să-l văd pe Matt Rimac, vreau să-l ce a spus ăla. Momentele respective. Acum, Radu, sunt niște anunțuri foarte importante care s-au făcut acolo în premieră mondială. Eu am avut, să zic așa, șansa și misiunea de a le spune în numele jurului european și acum la Europa FM e premieră națională, cred, absolută. Eu n-am urmărit dacă a apărut ceva în România. Am văzut că în alte țări s-a preluat deja o parte din aceste statement-uri care sunt foarte importante. A fost în speech-ul meu ca președinte și anume 1. În anul 2025, datorită introducerii acestui program Euro 7, este foarte probabil să dispară mașinile diesel complet. Pentru că cineva poate întreba, bine, dumneavoastră, ce legătură are Euro 7 cu dieselul? Are. Pentru că a investi încă câteva miliarde, și asta vine la fiecare producător în parte, în tehnologie diesel, nu mai face sens dacă vorbim de autoturisme. Investiția... Mașinile diesel au ajuns în momentul ăsta la un 6... Nu, în România sunt încă la 15%, dar eu estimez
că pot să urce, să scadă chiar la 10%. Deci oricum, până în 2025 în România vor fi normele. Vor fi, da. Dar Euro 7 accelerează procesul. De altfel, cei de la Comisie vreau să-l anunțe în aprilie, văd că momentan l-au amânat, au așteptat votul Parlamentului ca să poată reveni mai asupra acestei chestii, să poată da ei, ca de obicei, lucrurile, cum vor, foarte bine, asta e Europa, asta așa se conduce Europa, nu se poate conduce probabil altfel, deci asta e primul anunț. Al doilea anunț este că foarte probabil până în 2025 vor dispare și plug-in hybridele, deci exact ce tot vorbim aici la emisiune. Al treilea anunț se referă la faptul că Parlamentul European a decis chiar cu o zi înainte de eveniment introducerea legală, deci acum e lege în Europa, alu Fit for 55, de care noi tot zicem aici, da, în continuare nimeni nu vrea să vorbească, deși acel program de reducere a emisiilor, da. În toate domeniile, buni, deci nu are legătură numai cu mașina, tot spunem aici în emisiune, are legătură cu cimentul, are legătură cu transporturile de toate feluri, are legătură cu gazul, cu centrala din casă, deci nu vă gândiți că doar mașinile, nu, toate vor fi penalizate și taxate. Și mai nou și cu vacile. Și cu vacile, da. Și tot cu această ocazie, practic în 2035, se închide și marea șansă numită e-fuels, care vor fi banate, deci vor ieși și ele din soluție, așa încât, practic, ca să fie limpede pentru toată lumea, singura modalitate de viitor, singurul tip de automobil al viitorului este mașina electrică, am spus-o, repet, pe scenă, după care toți cei care au venit după mine au spus, Dan are dreptate, Autobest are dreptate, ăsta e adevărul, oameni buni, nu mai căutați. Ăsta este viitorul, este inevitabil. Mașina electrică este și motivul principal e că oricum este singura soluție și, din păcate, am avut această discuție chiar în masa rotundă cu Mate Rimac. Nu avem în momentul de față, și repet aici, nu mai spune Autobest, o spune Mate Rimac, care este nou Elon Musk, și indirect a spus-o, pentru că a discutat și cu Elon Musk treaba asta. Deci putem pune pentru prima dată aici la masa lui Opro FM cele două genii ale lumii auto de astăzi, Elon Musk și Mate Rimac. Și amândoi au spus același lucru. Nu avem, oameni buni, o altă soluție reală pentru zero emission vehicles. Și by the way, noi am lansat ca Autobest o soluție care a strânit râsul tuturor, am zis, dom'le, dar de ce să evităm ideea că poate într-o bună zi o să știm să punem soarele să facă treaba asta pentru noi, că avem soare în exces și, bineînțeles, că strânește râsul, că știm că acest lucru nu se poate, că nu avem celule fotovoltaice competente și am zis, de ce nu, și dau termenul în engleză, a new nuclear cell. Deci să avem o celulă cu combustibil nuclear. Sigur că a râs toată lumea și Mate a zis, bă, tu ești nebun, numai tu puteai să inventezi o asemenea băzi de gânie. Deci asta am făcut-o în numele Autobest, tocmai ca să și închid asta spunând, oameni buni, noi nu trebuie să evităm, nici eu, nici dumneavoastră, orice șansă să avem o diversitate a propulsiilor pe care le putem eventual imagina. Da? Din păcate, o spune Mate, o spune Elon și o spunem și noi și aici la Europa FM, este singura soluție pe care omenirea o are în viitor. O să-mi spuneți, da, da, uite că în India, da, uite că în Africa de Sud, da, bun, sigur, nu, eu nu mă ocup nici, cred că nici nimeni de la microfonul ăsta nu ocupă nici de Brazilia, nici de India, dar în Europa și în România lucrurile vor evolua așa. Avem timp să ne adaptăm cu toții până în 2035, că ăsta este orizontul, dar, cum spuneam, dieselul dispare în 2025, din cauza Euro 7 sau datorită benzina, Euro 7. După părerea mea, în România va deveni și ea marginală începând cu 2030, când practic cel puțin 70% din mașinile vândute, aici în România, Radu, în piața din România, vor fi mașini 100% electrice. Piața din România, aș vrea să rămân pe final. Dan, profit de prezență pentru a te întreba, pentru că ești și președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme din România, ce părere ai despre prețurile la combustibili din România și dacă tu crezi că este nevoie de o intervenție a statului în sensul ăsta de plafonare sau de reducere a TVA-ului sau accizei? Eu, ca cetățean, am părerea tuturor cetățenilor și e fire să o am așa și eu și toți cei care ne ascultă, că nu poți să fii încântat de așa ceva. Așa, acum, ca președinte APIA, trebuie să fiu nuanțat, nu pentru că n-aș înțelege toate problemele, ci pentru că lucrurile sunt complicate. Eu cred că România, în general, nu are o politică coerentă vis-a-vis de ceea ce vrea să facă ea, cum vrea să-și trateze consumatorul, ce fel de viitor vrea să le facă. Eu, în numele APIA, ca președinte și împreună cu colegii, ne chinuim să-l convingem pe primul ministru și sper să asculte,
să începem să articulăm o politică de trecere la mobilitate, la electromobilitatea României, măcar asta, care are implicații atât din punct de vedere al vânzărilor de mașini, evident, dar are implicații și în plan industrial, are implicații și în plan de mobilitate, adică inclusiv în zone de combustibili. Noi trebuie să știm, nu noi doi, ci noi ca țară și cei care conduc, trebuie să înțeleagă, ok, o să scumpim benzina, să sperie lumea, nu mai cumpără benzină, uite ce impact se întâmplă. Ok, intervenim, avem voie să intervenim sau nu avem voie să intervenim? Cum intervenim? Reducem prețul la pompă ca să le mai tăiem la petroliști din profiturile foarte mari pe care le au și în ziua de azi? Sau introducem, sau renunțăm la o parte din taxele aferente, accize, etc. Astea sunt chestii care nu se decid pe principiu, bă, părerea mea, tu ce zici, Răducule, poate facem așa. Am impresia că nu se discută, Dan, pentru că alții decid foarte repede ce au de făcut. Sau intervin, sau discută despre treaba asta. În unele țări, și pot să spun asta în calitate de președinte autobesc, că văd, în unele țări există politici destul de coerente, apropo de ce spuneai aici cu trecerea la electromobilitate. Și atunci, într-o politică coerentă, poți să operezi mai ușor, ajustările necesare în macroeconomie și în microeconomie. Tu dacă n-ai nicio politică, la noi totul este de pozit pe alta. Și doi, la noi, ce intervine în mod, și repet, am văzut-o eu în discuții, oamenii politici se tem să vină cu lucruri abrupte, să vină cu lucruri care nu sunt populare. Totul e, bă, să nu supărăm, ca să nu pierdem voturi. Dumne, din păcate, lumea în care trăim nu mai e așa de simplă și trebuie să iei, ca și conducător, ca și prim-ministru, ca și guvern, trebuie să iei, până la urmă, și Parlamentul. Iată, Europa a decis. Trebuie să iei niște decizii. Dar dacă nu le iei în baza unor lucruri coerente, sigur că e o chestie poperistică și mai bine nu faci nimic ca să nu se uite lumea urât la tine. Eu o spun asta pentru că nu vreau să candidez, știi bine, politica, eu sunt aici de atâția ani alături de tine, noi ne facem meseria, doar atragem atenția, restul oamenii politici n-ar avea niciunul curaj să intre într-o asemenea discuție, dar sigur că trebuie intervenit, dar din nou depinde și cum intervii. Apropo de asta, inclusiv discuția pe care o avem cu prim-ministrul, care vrem să o avem și ne-a amânat, sper să o avem, este și legată de această trecere. Ca să răspund concret, dom'le, în momentul în care mașinile electrice cresc și cresc văzând cu ochii, în primele 5 luni anului avem 513% creștere, e cea mai mare creștere în Europa în materie de mașini electrice, procentuală. Păi dacă lucrurile stau așa, nu trebuie să ne gândim bine cum rezolvăm problema acestor accize, în viitor, problema acestor, adică renunțăm la ele, avem alte surse de venituri. Hai să vedem cu energia verde. Una din chestiile care vrem să îi le spunem e inclusiv treaba asta. Dom'le, un om produce energie verde. Păi dacă, sau cineva produce energie verde, ca să nu vorbesc la persoana fizică, o companie, cineva produce energie verde, păi atunci, oameni buni, n-ar fi mai bine ca acel furnizor de energie verde să dea energie verde la producție de produse cu energie verde? Pentru că cineva, e un profesor celebru, Anton, care a fost și ministrul energiei și care are o vorbă care mie îmi place. Zice, Dane, tu știi ce fac ce ionul verde cu ionul negru în electricitate? Ce face? Să amestecă între ei, de nu-i mai cunoști. Dan, îți propun să ne oprim pentru că expiră timpul. Îți mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-ai adus. Ne reîntâlnim și săptămâna viitoare, miercuri la ora 17. Numai bine! La revedere!